Bună ziua! Copiii, da, vă rog. Bună ziua! Stimată mass media, vă mulțumesc foarte mult că ați dat curs invitația noastră de a participa la conferința de presă pe care am organizat-o urmare a, deci, apariției în spațiu public a mai multor informații care politizează recepționarea ajutorului umanitar Motorin oferit de către România în sprijinul agricultorilor afectați de secetă de anul 2020. Vreau să vă aduc la cunoștință că eu sunt Mariana Grama, secretar de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Alături de mine am colegii din structurile statului care sunt implicați în distribuția motorinii și avem reprezentantul de la Agenția Rezervei Materiale, reprezentanții de la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și reprezentanții de la Agenția de cei intervenții pentru plăți în agricultură. Vreau să vă duc la cunoștință că noi, într-adevăr, regretăm faptul că se politizează în ultima perioadă anume acest ajutor. De ce eu am să trec în revistă absolut toate activitățile ce sunt referente de recepționarea lotului de motorină. Cu titlul informativ vreau să vă duc la cunoștință, deși hotărârea Guvernului al României numărul 31 a apărut pe data de 3 februarie 2021, prima notificare care a recepționat Republica Moldova despre începerea livrării motorinii în calitate de ajutor umanitar a fost efectuată de către partea română la data de 11 mai, în momentul deja încărcării primii garnituri de tren. Anterior, partea română a desfășurat proceduri de achiziționare a serviciilor logistice referente livrării motorinii. Livrarea motorinii va fi efectuată în 5 tranșe. Primele două tranșe au fost realizate pentru data de 17 mai și 24 mai. Mai urmează alte 3 la data de, deci, 31 mai, 7 iunie, 14 iunie. Depozitarea temporară pentru toate cele 5 garnituri de tren este realizată pe baza bazei petroliere din orașul Ocnița, unde și a fost desfășurată pe data de 17 mai ceremonia de recepționare a motorinii. Foarte multe speculări apar în mass media ce ține de ce este Ocnița și depozitul din nordul Republicii, că majoritatea agricultorilor sunt afectați din sudul Republicii. Vreau să vă aduc la cunoștință că niciun agent economic care desfășoară activități de distribuție sau de păstrare a produselor petroliere nu avea capacitatea de depozitare și nu și-a exprimat dorința de a participa în acest exercițiu important. Luând în considerație că unicul depozit petrolier care are acces la calea feroviară și dispune de capacitatea de depozitare a 6.000 tone de motorină, prin negocieri directe cu o companie s-a încheiat la 18 martie 2021 contractul numărul 49 pentru prestarea serviciilor de depozitare temporară a celor 6.000 tone de motorină. La intrarea motorinii pe teritoriul Republicii Moldova, de către Agenția Rezervei Materiale, a fost efectuată vămuirea mărfii cu prestarea de servicii în calitate de broker vamal de către Camera de Comerț și Industrie. La baza petrolieră din Ocnița, pentru fiecare garnitură de tren, sunt desfășurate un șir de activități, și anume inspecția cantitativă, inspecția stării tehnice a celor 24 vagoane cisterne pentru fiecare garnitură tren, a celor 24 sigilii, prelevarea probelor din 24 cisterne în prezența Comisiei Mixte Moldo-Române. Astfel, pentru prima garnitură de tren, recepționarea mărfii a avut loc la 17 și 18 mai, iar pentru a doua garnitură de tren la 24 și 25 mai respectiv.
Totodată, în acest sens, Agenția Rezervei Materiale a încheiat contractul 54 cu filiala Iedenița Camerei de Comerț și Industrie pentru prestarea serviciilor de inspecție calitative și cantitative a motorinii, inspecție tehnică a vagoanelor cisterne, a sigiliilor. Dacă să vorbim despre efectuarea inspecției calitative a motorinii, vă aducem la cunoștință că se realizează de către unicul laborator din Republica Moldova, care este Centrul Tehnic pentru Securitate și Industrială de Certificare, în baza contractului încheiat cu Camera de Comerț și Industrie. Deci, calitatea motorinii se determină la 11 parametri indicați în raportul de analize al României. Timpul de efectuare a analizelor este de 10 zile lucrătoare. Probele de la prima garnitură de tren au fost transmise în laborator la 18 mai 2021. Deci, de iure, rezultatele ar urma să fie puse la dispoziție la 1 iunie. De fapt, raportul de inspecție a parvenit astăzi dimineață de la laborator, prin care se atestă și reiterăm, confirmăm că calitatea motorinii este de tipul Euro 5 diesel, conformă standardelor europene. Regretăm apariția în spațiul public a declarațiilor asupra calității motorinii. Ministerul Afacerilor Interne și Agenția Rezervei Materiale, atât la 17 mai, în timpul desfășurării ceremoniei de recepționare a motorinii, cât și pe paginile sale oficiale, a declarat de nenumărate ori despre calitatea motorinii de Euro 5 diesel bazate pe raporturile de analize a părții române. Prevederile legii 1491 din 2002 și hotărârea Guvernului numărul 663 din 2003 ne obligă să supunem expertizei toate bunurile care constituie ajutoare umanitare. Acestea trebuie efectuate de către organele abilitate de lege și trebuie să corespundă cerințelor normative din Republica Moldova. Aceste expertize se efectuează la frontiera de stat, anterior introducerii bunurilor în țară, iar Agenția Rezervei Materiale și-a asumat responsabilitatea de a nu reține motorina la frontieră până la apariția rezultatelor de laborator, dar a fost transportată această motorină la Ocnița și depozitată. Mult mai mult, agricultorii care dețin tehnică performantă cer certificate de calitate de recepționare, astfel încât să poată lua o decizie asupra utilizării acesteia la tehnica agricolă de ultima generație. Însă este și revoltător faptul când unii agricultori ne amenință cu tragerea la răspundere dacă tehnica agricolă se va defecta de la calitatea motorinii primite în calitate de ajutor umanitar. Vă asigur, stimați agricultori, noi nu vom întreprinde nicio măsură, după cum a fost menționat în spațiul public de către unii politicieni, că vom dilua motorina sau vom amesteca această motorină. Noi am anticipat aceste riscuri de învinuiri nefondate aduse de către unii politicieni în campaniile sale electorale, urmând doar un singur scop, atragerea mai multor simpatizanți. Astfel, mecanismul de distribuție a motorinii va fi în așa mod organizat încât să nu admitem amestecarea motorinii din ajutor umanitar cu motorina companiilor, nu din cauza că motorina este sau nu calitativă, dar din aspect de transparență și monitorizarea distribuției cantității de motorină conform planificării. Iar în cazul litigiilor ce pot apărea, vom putea pune la dispoziție prelevarea probelor de motorină furnizată. Cu privire la mecanismul de distribuție a motorinei, regretăm că și aici, în spațiu public, au fost aduse speculări și învinuiri nefondate, la baza cărora doar stau declarații politice din campaniile sale electorale. Deși procedura de eliberare a bunurilor materiale de rezervă de stat prevede, notați vă rog, ridicarea mărfii de către beneficiar de la depozitele Agenției Rezervei Materiale. Guvernul Republicii Moldova, a cărui mandat a expirat, a venit în întâmpinarea agricultorilor și a prevăzut din fondul de rezervă a Guvernului resurse financiare pentru distribuirea motorinii către cel mai apropiat punct, astfel încât agricultorii, în special cei de la sud, să nu ridice motorina de la Ocnița.
În acest sens, Agenția Rezervei Materiale a lansat procedura de licitație a distribuției motorinii la 16 aprilie 2021. Vă aducem la cunoștință că niciun agent economic nu a participat la licitație, reieșind din lipsa capacității tehnice de distribuție. Iar mecanismul de distribuție poate fi identificat doar cu agentul economic, în funcție de posibilitățile tehnice ale acestora și doar în baza datelor relevante. În consecință, Agenția Rezervei Materiale, prin proceduri de negocieri directe cu compania Terex Petrol, care este depozitarul de păstrare temporară, a identificat următoarele mecanisme de distribuție. Pentru beneficiarii finali, căruia li s-a atribuit cantitatea mai mare de 2500 de kilograme, se va efectua livrarea până la adresa unde este dislocată cisterna beneficiarului, iar diferența de cantitate aprobată, care este mai mică de 2500 kilograme, cât și pentru ceilalți beneficiari, vreau să vă duc la cunoștință că această cantitate va fi ridicată de către agricultori de la una din cele 27 puncte de distribuție mobilă care sunt amplasate pe teritoriul stațiilor de alimentare cu carburanți. Lista celor 27 de puncte de distribuție mobilă sunt publicate pe pagina web Agenției Rezervei Materiale www.rezerve.gov.md. Cu titlul informativ, abia ieri, Terex Petrol, după clarificarea modului de distribuție, a acceptat semnarea contractului cu Agenția Rezervei Materiale. Distribuirea poate fi realizată după obținerea raportului asupra calității motorinii, pe care deja îl avem de astăzi, determinarea graficului de livrare și aprobarea mecanismului de către Comisia Interdepartamentală pentru Ajutoare Umanitare. Stimați agricultori, graficul de livrare a primei tranșe este gata. Anunțul pe pagina web a Agenției Rezervei Materiale, prin care am solicitat informații relevante de la agricultori asupra procesului de livrare, din cauza că listele prezentate de către AIPA reflectau adresele juridice și nu punctele pasibile de recepționare a motorinii, nu prevedeau nici capacitatea agricultorilor de recepționare a motorinii în cantitatea atribuită, nu prevedeau nici disponibilitatea rezervoarelor, nici tipul rezervoarelor, astfel încât nu putem identifica necesitățile pentru supape, furtuni, nu prevăd nici căile de acces către rezervoare, graficul de livrare fiind perturbat inclusiv și de către condițiile climaterice nefavorabile. Astfel, au fost create două call center. Unu, avem operatorii la Agenția Rezervei Materiale și al doilea centru de recepționare a telefoanelor în cadrul Terex Petrol. Deci toate detaliile cu privire la telefoane sau e-mail-uri sunt reflectate de asemenea pe pagina Agenției Rezervei Materiale. Din lista tuturor beneficiarilor de 3416 de agricultori au fost contactați circa 30%. Primul grafic de livrare a motorinii este stabilit pentru 31 mai 4 iunie, în perioada care se planifică distribuția a 728 tone de motorină către primii 46 de agricultori. Stimați agricultori, care sunteți beneficiari finali ai motorinii în calitate de ajutor umanitar, graficul de livrare depinde de noi toți. Graficul va fi întocmit săptămânal. Solicităm respectuos furnizarea informațiilor necesare pentru întocmirea graficului de distribuție și anume, atât cei 2707 agricultori care au de recepționat cantitatea mai mică de 2500 kg, cât și cei 709 agenți economici care vor recepționa cantitatea mai mare de 2500 kg, să selectați primul punct mobil de distribuție a motorinii care este cel mai apropiat de dumneavoastră din cele 27 puse la dispoziție de către Terex Petrol. Noi v-am inclus automat către punctul mobil de distribuție conform teritoriul administrat, declarat sub adresa juridică. Însă urmare a preluării legăturilor telefonice cu cei 30% de agricultori, am stabilit că adresa juridică este foarte departe de adresa desfășurării activității agricole.
Spre exemplu, agentul economic, adresa juridică în anenii noi, desfășoară activitatea în Ștefan Vodă, respectiv, rezervoarele toate sunt amplasate în sudul țării. Declarați, vă rog frumos, capacitatea de recepționare. Veți putea ridica motorină într-o singură tranșă și în care perioadă. La ridicarea motorinei de la punctul mobil de distribuție, să dispuneți de copie de buletin și ștampila umedă. Rog să notați. Suntem limitați în resurse financiare și timpul de păstrare a motorinii la baza petrolieră Ocnița sunt doar 60 de zile lucrătoare. Iar agenții economici cu capacitate mai mare de 2500 kg, rog să prezentați punctul pasibil de recepționare a motorinii, care ei sunt căile de acces, tipul rezervorului de care dispuneți, necesitatea furtunilor sau altor echipamente specializate pe care trebuie să dotăm unitățile de transport. În încheiere, vă asigurăm că actuala guvernare nu are niciun interes să compromită ajutorul acordat de România sub formă de motorină pentru agricultori. Procesul nu este tergiversat de autorități, dar de fapt o insuficiență datelor furnizate pentru planificare bună a operațiunii. Vă asigur că nu se pune la cale nici marea și nici mica diversiune, așa cum s-au exprimat unii politicieni în campania sa electorală, precum încercăm să diluăm combustibilul cu alt lichid. Acestor deputați le oferim oportunitatea să se implice în distribuție, să vină cu soluții, dar nu blocări, nu crearea panicii, nu ducerea în eroare a agriculturilor sau cel puțin să nu ne încurce să facem calitativ munca, distribuind cât de curând posibil motorina. Stimați agricultori, vă îndemnăm să nu permiteți să fiți manipulați și atrași în jocuri politice, în special pe perioada campaniei electorale, dar să dați dovadă de calm, înțelegere, operativitate, astfel încât acest exercițiu desfășurat în premieră în Republica Moldova să fie dus la bun sfârșit cu succes și în termeni cât mai proximi. Informați-vă doar din surse sigure și oficiale. Cu regularitate vom plasa informația pe pagina web Agenției Rezervei Materiale, care este www.rezerve.gov.md. Vă mulțumesc foarte mult! Dacă sunt întrebări, suntem dispuși să răspundem la toate întrebările absolut. Da, vă rog. Vorbiți despre faptul că motorina se va păstra timp de 60 de zile la repozitul de la Ocnița, da? În cazul în care nu toți agricultorii vor veni să preia această motorină, ce se va întâmpla cu cantitatea care va rămâne în repozit fără a fi luat? Deci, cantitatea toată de motorină de la baza de păstrare Ocnița va fi distribuită, deci, către punctele mobile. Dacă cantitatea de la punctele mobile nu va fi ridicată, atunci noi vom solicita dosare suplimentare. Alte întrebări? Dosare suplimentare asta? De la agricultori care au nevoie de motorină. Deci statul nu are capacitate. Pentru asta trebuie bani. Ca să achităm agentul economic în vederea păstrării acestei cantități de motorină. Respectiv, noi îndemnăm foarte mult producătorii. Noi cunoaștem care este situația, reieșind din seceta din anul 2020, și îi îndemnăm și îi rugăm ca să examineze posibilitatea de a ridica cantitatea de motorină eligibilă pentru ei în cât mai scurt timp. Deoarece asta costă bani, asta costă timp, și asta costă resurse umane. Ceea ce în Republica Moldova cam este dificil. Trebuie să ne înțelegem reciproc, să ne înțelegem corect, să fim receptivi, să punem umărul toți pentru un scop. De a stabiliza situația agricultorilor și să zicem mulțumesc pentru ajutorul oferit de partea română și să, prin toate mijloacele, să contribuim ca să-l valorificăm corespunzător. Sunt 46 de beneficiari, nu s-au ales nici sub ton criterii, s-au luat lista dintre acei 30% care s-au discutat cu ei telefonic,
ei au dat asigurări că ei au posibilitatea să o depoziteze și să o prieze. Este de la Nord, de la Briceni până la Vulcănești, toate raioanele sunt între această listă. 46. Din 30%, 46% la prima etapă și-au exprimat deci gătința pentru a recepționa motorina. Pentru că vă spune, am telefonat, din rezervoarele pe care le dețin, ei pot primi doar o cantitate mică, că mai conțin motorine în rezervoarele dumnealor. De ce ei s-au selectat primii 46 agenți economici care au capacitate de a recepționa motorina? Și speculările care au apărut în mass media că doar vom începe de la Nord, vă duc la cunoștință că aceștia 46 sunt Anine Noi, Cantemir, Florești, Cedărlungă, Ștefan Vodă, Creuleni, Cedărlungă, Dondușeni, Cahul, Vulcănești, Râșcani, Leova, Căușeni, Leova, Ștefan Vodă, Fălești, Florești, Leova, Hâncești, Cimișlia, Soroca, Ștefan Vodă, Ungheni, Fălești, Leova, Ungheni, Cimișlia, Hâncești, Telenești, Orhei, Hâncești, Cimișlia, Hâncești, Căușeni, Cantemir, Leova, Hâncești. Deci vedeți că acești 46 de agenți economici, deci ei sunt practic de pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Deci ei noi și rugăm agenții economici să ne furnizeze date. Sunt gata să primească și unde este acest punct pasibil într-o tranșă să poată fi livrată motorina. Sau din punctele mobile de unde pot ridica deci, motorina dacă este cantitatea mai mică de 2500 kg. Alte întrebări? Vă mulțumim foarte mult, în speranța că veți fi podul de transmitere a mesajelor către agricultori și vom duce acest exercițiu la bun sfârșit. Vă mulțumesc foarte mult tuturor! La revedere! La revedere! Să-l-o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